Iată mufa buclucașe de la baterie. Ce vreau să fac este să resertizez pinii de la conexiunea cu bateria Luna 2000 folosind o singură pereche și pentru asta o să îndepărtez firele care sunt în plus și o să las o singură pereche urmată din alb portocaliu, și cu și din alb verde. Deci aici pe alb portocaliu și portocaliu voi folosi RS485 A și B, iar pe verde voi folosi semnalul de enable, de pornire, de fapt de pornire a bateriei, iar aici este tresa metalică a unui cablu FTP. La momentul instalării nu am avut altfel de cablu și astfel am fost nevoit să folosesc un cablu FTP, cablu FTP care are un înveliș de protecție, un fel de staniol care ecranează electrostatic aceste fire ca să nu fie perturbate de curenții care circulă pe lângă ei, să zic așa, în mare și pe înțelesul tuturor. O să folosesc cele 4 fire, la fel cum îmi spune și în manual, la baterii 7, 4, 2 și 3. 7 este B și 4 este A. Se duc la 3 și la 4. La fel cum spune și manual, pentru cine l-a studiat, 3 și 4, 3 este B2 și 4 este B2. Deci bateria se leagă la A2, la B2, A2. Deci nu se leagă aici la B1, A1, ci la A2, B2, 3 și 4. Aici sunt pinii de comunicație de la invertor. Asta e o frumos un desfăcător, o să desfac eu de aici. Folosind doar 4 fire de comunicație, se adună, vin mult mai puține și mufa este mai aerisită, să pot spune așa, în termeni mai simpli. Mufa este aerisită și nu mai se adună atât de multe fire în capătul de la invertor, unde eu am conectate și baterie și backup box, buton și acum ultima dată am adăugat un buton pentru optimizatoare, pentru a-l opri și ar mai fi și smart meter. Deci sunt vreo 4 cabluri care se adună acolo în mufă. Și astfel am aerisit un pic conexiunea. O să folosesc cât de mult se poate zoom-ul. O să plec cu, am zis așa, conform acestui tabel, ce l-am aici, 7 merge la 3. O să plec cu alb portocaliu de la pinul 7. Pinii sunt numerotați. 1, 2, 3, 4, 5, începând din partea dreaptă jos. Și, deci de aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci aici o să-mi vină mie firul alb portocaliu. Mufa de genul este prin apăsare, pinii intră aici doar dacă sunt apăsați, deci o să mi-l pregătesc, iar pentru a-l introduce pe canal are nevoie să fie apăsat. Și acum a clipsat aici, s-a prins, după 7 urmează pinul 4, 2, 3 și 4. Deci am deconectat pinul 4, pinul 4 este în partea opusă. 1, 2, 3, 4. Așa numărăm. Ca să ne putem orienta, ne uităm la mufă și în partea dreaptă are câteva striații. În partea dreaptă de aici are câteva striații și întotdeauna o ținem în partea asta așa. Și acum o să introduc și portocaliu. Tot prin același procedeu, apăs pe pin și introduc firul. E puțin mai greu cu mână. Atenție, comutatorul este oprit. Se vede aici, nu mai este în poziția on, deci atenție mare, trebuie oprit. Oprit tot sistemul când faceți astfel de modificări sau la prima instalare. Bun. Și acum urmează să conectez și 2. Alb-verde, o să-l pun așa la 2. 1, 2, o să pun alb-verde, tot aici alb-verde și aici la pinul 3, 1, 2, 3. Pinul verde. Destul de greu de introdus aici. Cam așa arată mufa dinspre baterie.
Dacă se vede, sunt cele două fire importante de comunicație și firele de enable. Pornim de la 1. 1 este această presă metalică pe care am legat-o doar în baterie, doar la baterie se leagă doar aici, deci în partea cealaltă nu se mai leagă. Apoi am venit cu alb, verde, verde și portocaliu, alb, portocaliu. 1, 2, 3, 4 am conectat, 5 n-am conectat nimic, 6 n-am conectat nimic și la 7 am conectat firul de enable, firul de RS485. Bun, aici o să o las așa și acum o să mă mut la invertor.